Prima delegație oficială în calitate de primar al Brașovului am întreprins-o la finalul lunii noiembrie la invitația primarului din tur. Relația diplomatică între cele două orașe este una dintre cele mai vechi, datează încă din anul 1990 și reprezentanții orașului Tur, în frunte cu unul dintre viceprimari, au vizitat Brașovul cu ocazia Forumului Orașelor Verzi. La discuțiile pe care le-am avut cu această ocazie, am identificat foarte multe puncte comune. În primul rând, partea de aspirații pentru a construi un oraș verde. Atât Brașovul cât și Turul au o administrație nouă, începând de anul trecut, o administrație cu multe ambiții în zona aceasta. Drept pentru care agenda pe care am avut-o în întâlnirile oficiale din tur a fost structurată în jurul câtorva puncte. Puncte comune privind ecologia și tranziția către un oraș verde, puncte comune privind mobilitatea, puncte comune privind educația, dar și serviciile sociale. În urma acestor întâlniri și acestor discuții, am câteva idei pentru viitoare proiecte și pentru continuarea demersurilor deja întreprinse. În primul rând, pe zona socială am vizitat bucătăria centrală. Este o facilitate care produce 8.000 de mese pentru școlile din tur aflate în subordinea primăriei, dar și pentru cantine sociale, centre de bătrâni și așa mai departe. Este o soluție pe care cred că o putem analiza și replica și în contextul legislației românești, mai ales că avem nevoie de soluții pentru a oferi masă caldă în școli. Drept pentru care în anul viitor vom avea bugetat un studiu în acest sens, astfel încât să găsim cea mai bună soluție pentru a oferi elevilor din Brașov o masă caldă. Pe zona de educație, am stat de vorbă cu coordonatorii acestui departament și am găsit o idee foarte benefică, aceea de recreație în iarbă. O idee de regândire a spațiului curții școlii, astfel încât pe lângă zone pentru sport și pentru activități didactice, să existe și zone pentru recreere, zone înverzite, așa numitele mini păduri urbane, amenajate pe câțiva metri pătrați. Prin urmare, acest demers mi s-a părut benefic, mai ales prin felul în care el este condus. Experții din primărie și peisagiștii stau de vorbă și au un dialog direct cu părinții și cu elevii, astfel încât, la final, forma în care este amenajată curtea școlii răspunde tuturor nevoilor identificate și semnalate de către elevi. Mai departe, pe mobilitate, am apreciat demersurile de dezvoltare a infrastructurii ciclabile, cu multe exemple de reamenajarea spațiului străzilor, cu multe exemple de asigurarea siguranței bicicliștilor în toate zonele de conflict, inclusiv în ieșirile din curți și garaje, dar și cu felul în care sunt dezvoltate parcări pentru biciclete și rasteluri în multe zone din spațiul public. Cred că este un capitol la care Brașovul este deficitar în acest moment și este un model de bună practică pe care îl putem copia. Legat de strategia verde și de ceea ce la tur se numește natura în oraș, un plan pe 5 axe, care implică și comunitatea în mod direct. Mi-au plăcut câteva demersuri, câteva proiecte. În primul rând, amenajarea de grădini urbane în spații dintre blocuri, practic spații publice care până nu de mult erau spații verzi și care au fost transformate cu implicarea peisagiștilor și experților din primărie în grădini urbane care produc pe 300 de metri pătrați, produc aproximativ 800 de kilograme de zarzavaturi și de legume în fiecare an, legume care sunt oferite cetățenilor populației din zonă. Totodată, aceste grădini au un rol educativ, propunându-și să implice cetățenii și totodată să îi învețe pe cei mai tineri dintre cetățeni despre natură și despre felul în care pot să facă grădinărit. O idee similară este și cea legată de livezi urbane. Tot în zonele locuite, în zonele dens locuite, amenajarea spațiului verde cu pomi fructiferi și corelarea planurilor de amenajare cu specificul zonei și cu nevoile cetățenilor, cu doleanțele cetățenilor. Mai departe, tot parte din strategia verde,
planul de a planta 1000 de arbori într-o zi, un experiment pe care primarul din Tur l-a demarat anul trecut și care a avut foarte mult succes. În discuțiile pe care le-am avut, am stabilit că vom discuta o zi în care să fie un concurs între Tur și Brașov, un concurs de plantare de arbori în spațiu public cu implicarea comunităților, practic să avem această provocare eco, această provocare verde de a planta cât mai mulți arbori atât într-un oraș cât și în celălalt în aceeași zi. Este un plan pe care îl vom comunica în perioada următoare, de îndată ce vom stabili ziua pentru a-l pune în practică. Cred că cele trei zile petrecute în Tur, pe lângă aspectele amintite, am mai vizualizat modul în care sunt amenajate piețele volante, dar și reconfigurarea unei piețe publice acoperite, care seamănă foarte bine cu ce avem deja și la Brașov în piața de la Star, o piață care este nefolosită, o piață care este propice amenajării unui astfel de spațiu destinat producătorilor locali în primul rând și putem să considerăm o astfel de amenajare. Planurile de amenajare și concursul de soluții vreau să îl propun și să-l includ în bugetul pentru anul viitor. Sunt multe idei și multe proiecte care decurg din astfel de contacte diplomatice și mă bucur foarte mult că am găsit provocări similare și soluții similare în Tur cu cele pe care deja le avem prinse în planul de investiții la Brașov. Chiar dacă în mod tradițional genul acesta de relații diplomatice se concentrează mai mult pe sfera culturală, culturală-artistică, în cazul de față mă bucur că am găsit multă deschidere și că vorbim de soluții concrete pe care le putem copia, le putem transfera către Brașov, așa cum și noi am transmis partenerilor din Tur, din experiența noastră și din soluțiile pe care le aplicăm în Brașov. Iar toate proiectele enunțate se vor transforma în inițiative concrete care vor implica echipele de specialiști din Tur în zona aceasta de consultanță și de transfer de bune practici. Prin urmare, am extins cadrul clasic al relațiilor dintre orașe înfrățite, adăugând o latură practică pe, iată, 7 proiecte concrete pe care vrem să le replicăm și la Brașov.